stilul lor. Cred că puține cărți își răspund acestui dicton mai repede și mai clar decât a făcut această carte a lui Gabriel Liceanu. Mai întâi, ca să precizăm despre ce vorbim, să spunem că, așa cum rezultă și din indicațiile pe care le dă autorul, este o carte făcută din mai multe texte, mai multe articole, cele mai multe, cred, apărute pe cunoscutul site Contributors în ultimii 2 ani și mai ales în ultimul an. E vorba de niște texte pe care le-aș numi în mod foarte clar moral-politice. Nu numai morale, nu numai politice, ci moral-politice. Ele sunt scrise, cum o spune de mai multe ori Gabriel Liceanu, sub imperiul unei urgențe. Are sentimentul că lucrurile merg pe plan național, merg rău, din ce în ce mai rău. Autorii sunt autorii acestui rău, a semuit cu ciuma într-unul din eseuri, sunt identificați în mod clar. Și scriitorul, filozoful Gabriel Liceanu atrage atenția, ridică vocea. Nu o face cu foarte mare plăcere. De mai multe ori încearcă să explice că un autor, un filozof, un scriitor ar prefera să se ocupe de ale sale. Și are o frază savuroasă. Are o frază savuroasă. La un moment dat spune, îi invidiez, nu citesc chiar, ci parafrazez, îi invidiez pe colegii mei din Germania, care nu trebuie să se culce cu Helmut Kohl în minte și să se scoale cu Angela Merkel a doua zi de dimineață. Eu care mă culc cu închisoarea lui Adrian Năstase și mă scol cu plagiatul lui Victor Ponta. Deci, spre deosebire de alți autori, mai ales jurnaliști care într-un fel își fac meseria scriind astfel de articole politice, Gabriel Liceanu nu o face cu plăcere. O face pentru că simte că e nevoie. Și tocmai asta face, dă acestei cărți, dă eseurilor din ea, un caracter special. Omul iese în scenă pentru că este neapărat nevoie și simțim prin fiecare frază, prin fiecare rând, urgența. În al doilea rând, a spune că s-ar putea spune că totuși un filozof care scrie despre trivialități de acest fel, plagiatul lui Ponta și alte lucruri de acest fel, trivializează el însuși, într-o anumită măsură, gândirea. Parcă e prea aproape de noi, prea în sublunaritate. E bine, nu e așa. Realitatea e că filozofia a început prin a fi o energică punere la punct moral-politică. Nu întâmplător, Socrate e condamnat la moarte pentru că a pretins ca oamenii să-și poată exprima liber conștiință, glasul, să asculte liber de glasul conștiinței și să pună întrebările pe care le crede cuvință, fără a fi presați de cetate, să dea răspunsuri într-un alt sens sau chiar să nu întrebe anumite lucruri. Acest exemplu celebru, socratic, priveghează într-un fel și dă direcția activității filozofice și n-ar fi cazul să punem în discuție astfel de... să-l punem în discuție. Un alt lucru pe care vreau să-l spun și poate e cel mai important,
M-am întrebat de ce și, mă rog, nu o fac de fapt pentru prima dată, m-am întrebat și altă dată, cu oarecare invidie mărturisesc, ce face ca articolele politice, mai ales, sau moral-politice ale lui Gabriel Liceanu, să aibă atâta succes la public. Pentru că au avut mare succes, multe din ele au devenit, cum se spune acum, virale pe internet. Cred că au avut zeci de mii de accesări și foarte multe, 300 de mii de accesări. Da, fie vă milă, ultimul de fapt care a dat și numele volumului. Deci, extrem de spectaculos din punctul de vedere al unui autor, al minter destul de considerat, destul de abstrus, destul de complicat, care se ocupă de Heidegger, de Platon. Cum se face? Cum se explică acest succes? Dincolo de faptul că Gabriel Liceanu e un nume cunoscut. E un anume mister aici. Bine, eu cred că, mă rog, ipoteza mea, cel puțin, este că e o vorba despre o îmbinare, o combinație inimitabilă și al cărei secret îl are numai Gabriel Liceanu, între partizanat și un partizanat puternic, clar, manifestat cu vehemență chiar, și adevăr. Pare stran, pare curios cum să fie partizanatul îmbinat cu adevărul. Ei bine, da, tocmai asta e chimia care face aceste eseuri spectaculoase și atrăgătoare. Pentru că nu neutrul, nu neutralitatea este adevărul, cel puțin în domeniile acestea, nu vorbim acum de matematică sau de chimie fizică. Nu neutralitatea, nu retragerea în așa numitul value free, în refuzul de a te pronunța, nu neangajarea, nu relativismul, adică ideea de a plasa vinovății și merite în mod egal, de a le repartiza peste tot și de a veni și a spune toată lumea se înșală sau toată lumea are puțină dreptate și cu asta basta. Nu, acolo e cel mult, cum spunea cândva Constantin Noica, este exactitate, poate. Nici aia întotdeauna cu siguranță. Dar adevărul stă într-un anume tip de partizanat. Nu un partizanat paranoic, să spunem, nu un partizanat ridicol, într-un tip de partizanat, și acest tip de partizanat se îmbină cu adevărul. Când el tratează întâmplările din ultima perioadă a vieții noastre politice, începând cu, mai ales cu 2012, cu evenimentele din vara lui 2012, dar și evenimente conexe, drept o ciumă, e evident un partizanat, dar e în același timp și un adevăr. Când scrie un articol care a avut mare succes și acesta despre Fiara Răcomiei, în care cu date destul de exacte protestează împotriva salariilor uriașe de la Agenția pentru Supraveghere Fiscală în raport cu rezultatele pe care această agenție le obține, e iarăși o formă de partizanat. Să probabil că cei de acolo pot găsi explicații. De asemenea, când scrie o scrisoare deschisă ministrului de atunci al educației, domnul Funeriu, cu care de aminte domnul Liceanu avea multe în comun, pentru a denunța felul cum se fac concursurile academice în universități și a protesta mai ales împotriva argumentului falacios că sistemul, în ghilimele, sistemul e vinovat pentru tot ceea ce nu merge bine, iarăși un tip de partizanat și iarăși un tip de adevăr.
În fine, ajung și la articolul final, care dă titlul și sensul cărții, Fie-vă milă de noi, adresat cui altcineva decât Victor Ponta. Acest articol care începe prin a face și, de fapt, continuă prin a-i face un portret teribil primului ministru, fostul candidat la președinție, un portret în acid sulfuric, despre care, sigur, unii ar putea spune că e o caricatură. Ei bine, nu e o caricatură. Este, sau dacă vreți, eu face parte din acel tip de caricaturi, cum făcea Daumier în secolul XIX, caricaturi care sunt mai adevărate decât o fotografie. Pentru că el developează acolo, într-adevăr, fundamentele acestei personalități. Cât despre formula finală prin care îi cere lui Ponta să aibă milă de noi, ea nu face decât să exacerbeze într-un anume fel, să ridice, să exalte această împinare stranie între patos și adevăr. Pe scurt, și cu asta închei, e în aceste eseuri și va rămâne, indiferent de rezultatele alegerilor, o forță a cuvântului liber și puternic, în stare să schimbe lumea, deci nu vorbe în rând, cum se spune undeva, și cu totul altceva. Și vreau să mai spun un lucru. După cum, cred că nici Gabriel Iceanu nu prevedea, în orice caz eu nu, lucrurile au mers altfel decât se așteptau mulți. Atotputernicul aparent Victor Ponta a fost învins, cum știți, și încă la un scor dezastros pentru el. Ei bine, eu cred, și n-am dovezi, dar cred că și aceste articole, citite de sute de mii de oameni pe internet și transmise prin rețelele de socializare, au avut o contribuție. Mulțumesc!